Grace, Grace, prea scumpa mea iubită, mă simt copleșit. Oh, dragul meu, Leonard, ești fericit? Mă simt în al nouălea cer. Oh, acum ești al meu. Da. Numai al meu, da? Da. E ultima sărutare, Grace. Oh. Aminte, mă prostesc de-a binerea, să știi. Uite, hai să discutăm și serios. Da, Leonard. Grace, ești îndrăgostită, da, pentru prima oară în viața ta? Uiți că sunt văduvă. Crezi că m-am măritat cu Tremfield de dragul banilor? De unde vrei să știu eu? Când ești tânăr, deseori te căsătorești din pură curiozitate, așa, doar ca să vezi cum e, cum... Dacă tot mă întreb, recunosc. Nu mi-am iubit niciodată soțul, dar îmi plăcea faptul că mă iubea. Asta e nobilă. Sper că mă vei iubi măcar cât el. Draga mea, doresc să mă căsătoresc cu tine numai fiindcă te iubesc. Pot să te cred? Vorbești chiar serios, Leonard? Desigur, de ce nu? Dar spune-mi, sunt prima ta dragoste? Oh, nu, 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 zău așa, nici măcar a treia. Ah, oricum, e prima ta dragoste serioasă? Da. Da, adică e prima dragoste în care eu sunt serios. Ah, partenerele au fost totdeauna serioase? Nu, 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 nu totdeauna, din fericire, nu, o singură dată. Julia Craven? Da. Cine ți-a mai spus și asta? Mm. Uite, mai bine nu mă întrebai. Îmi pare rău. Ai, uite întrebarea asta, Leonard. Numai pomenindu-i numele și m-am crispat. Mm. Am stat cu ea exact cum stau acum cu tine și am îndrugat tot felul de nerozii. Dar când ai rupt legătura cu ea? Cum să fi rupt? Când? Adică, da. Când m-am îndrăgostit de tine. Ai rupt atunci? Desigur, atunci trebuia să fi pus punct și de la capăt. Aha. Eu unul am rupt. Da, s-a împăcat și ea cu gândul acesta? Prea scumpă, nu vrei să-mi faci o mare favoare să schimbăm subiectul? Dar stai seama că mă preocupă. Vreau să știu dacă ai rupt sau nu legătura ta cu Julia. Draga mea Grace, fii înțelegătoare. I s-au dat toate explicațiile și îndrumările necesare. De ce? Și cum le-a primit? E, cum să le primească? Așa cum face întotdeauna o fată voluntară ca Julia. Când i-am explicat între patru ochi totul, mi-a declarat că vorbește doar păcătosul din mine. Și ea știe că o mai iubesc. Când i-am scris cu o limpezime brutală, mi-a înapoiat misiva citită cu grijă, scriindu-mi că n-a avut curajul să o deschidă, dar că ar trebui să-mi fie rușine pentru că am scris așa ceva. Mm-hmm. Mi-e teamă după felul ușurat în care descrii situația, că n-ai atins coarda sensibilă. E, draga mea, când o femeie consideră că i-ai frânt inima, poți atinge cele mai suave corzi ale pianului. Pentru victimă sună tot așa. Uite... Nu, draga mea, nici cu bunătate, nici cu sinceritatea nu o poți convinge că totul nu e decât o simplă ceartă între îndrăgostiții. Și ce ai de gând să mai încerci? Cum ce am de gând? Mă căsătoresc și gata. Ah. Asta o să o convingă, fiindcă știi, eu am mai curtat și alte femei. Și până la urmă, tot m-am întors la ea. De asta vrei să te însori cu mine? Bă, recunosc, iubirea mea. Misiunea ta e să mă scap de Julia. Atunci refuz să-mi îndeplinesc misiunea, să te fur alte femei. Să mă furi? Da, crezi, ești o femeie cu idei înaintate. Spune-mi drept, sunt eu oare stăpânul, proprietarul Juliei? No, sigur că nu, o femeie e stăpâne pe ea însă. Vezi, dar eu sunt cumva proprietatea ei? Sigur că nu, totuși Cum pot spune așa, dar te fur Juliei? Zău așa, cu Julia nu a fost mai mult decât o iubire de o vară. Urăsc aventurile tale. Mă fac să-mi fie rușine pentru amândoi. Grace, să-ți faci o imagine complet greșită despre aventurile mele. Ascultă-mă bine, sunt eu oare un bărbat deosebit de atrăgător? No, nu. Recunoști și tu. Sunt foarte bine îmbrăcat? Nu tocmai. Desigur că nu. Mă învăluie poate vreun farmec romantic, am vreo aură de mister, sunt cumva curtenitor cu femeile? Câtuși de puțin. Vezi bine că n-ai de ce să mă acuz atunci. A cui e vina dacă jumătate din femeile cu care vorbesc se îndrăgostesc de mine? Și asta mă plictisește de moarte, să știi. Julia a pus mâna pe mine fiindcă a fost prima fată care a avut curajul să-mi facă o declarație. Dar m-am săturat, iute. Nu m-a interesat nicio femeie afară de tine. Lasă că mi-am dat multă osteneală ca să te îndemn să mă vizitezi. Erai tare sfios. Scumpa mea, sfiala a fost curată cochetărie. Te-am iubit de la prima vedere. Hai, spune mai bine că mă iubești. Mă iubești mai presus de orice pe lume? Hă? Nu cred că ții să fii iubit prea mult. Ei, dar îți reproșez zilnic răceala, să știi. Cine n-ai mai bine la ora asta? Duceați-se aici! Oh, iar Julia, draci! Ce-o fi vrândă? Ce drăgălaș
același episod idilic am întrerupt. Aha, nemernicule. Stai, ce faci? Giulia! Giulia, ai nebunit? E foarte urât ce faci. Nu mai spune. Ce cauți aici cu femeia asta? Ascultă-mă, m-ai adus la disperare și nu-mi pasă ce fac sau cine mă aude. Dar nu voi îndura să-mi ia locul lângă tine. Nu voi îndura. Ești al meu. Ești al meu și aș știe foarte bine. Cred că ar fi mai sănătos să te conduc acasă, Giulia. Și nu mă gândesc să plec de aici până ce nu o convingi pe această doamnă să te lase în pace. Draga mea, fii cu minte. Grace, vreau să zic, doamna Trenfield poate să sune servitorii și să ne dea afară pe amândoi. Să sune. Să sune dacă îndrăznește, să vedem cum va înfrunta această pură și virtuoasă ființă scandalul pe care îl voi dezlănțui în jurul ei. Te-ai lăudat cu toate cuceririle tale, m-ai făcut de râsul tuturor, nu mai am nimic de pierdut, nimic. Sunt o femeie nespus de nefericită, rănită adânc, dar nu sunt o proastă cum mă socoate și tu. Giulia! Oh, rămân aici, până mâine poftim. Doamnă Trenfield, de ce nu sunați? De ce nu sunați? Ce spuneam eu? Ai văzut? Doamna Trenfield, cred că ar fi mai bine să treci în altă cameră. Nu va ieși de aici. Va afla cum m-ai sărutat chiar ieri și mi-ai spus că viitorul va fi la fel de fericit ca și trecutul. Îndrăznești să te găduiești, Leonard? Du-te dincolo, Grace. Expediază-o cât mai repede, Leonard. Alena! Stai pe loc, Giulia! Lasă-mă, doamna Trenfield! Folosești forța brută ca să mă umilești în fața ei, da? Ah, Leonard! Veselă seară ne-am pregătit, ce să spun? Leonard, nu simți nimic pentru mine. Doar dorința arzătoare de a te scoate cu fața curată din această încurcătură. Am de gând să-i spun în fața acestei femei ce între noi. Dă un colo de aiureală, Giulia, doar nu vrei să începem altă partidă de lupte libere. Nu uita că am aproape 40 de ani și ești prea tânără pentru mine. Nu. Hai, hai, te conduc acasă. Nu, nu. Dacă vin acum tatăl ei, ce faci? E treaba ta. Nu plec până ce nu renunță la tine. Măcar atât am datorez. Nu-ți datorez nimic. Îți amintesc, Giulia, că din clipa care ne-am cunoscut aveai convingeri foarte emancipate. Tocmai, tocmai. Trebuia să mă respecti și mai mult. Exact. Dar să recapitulăm. Da. Vrei? Da, sigur. Ca orice femeie modernă, privea căsătoria ca un târg prin care o femeie se vinde unui bărbat pentru aparentul prestigiu social de soție și dreptul de a fi întreținută din venitul lui la bătrânețe. Exact. Exact? Da. Apoi, dacă ne căsătoream, așa, aș fi putut deveni un bețiv, un cartofor, o oroare pentru tine. Era un risc prea mare, după cum vezi. Asta e o părere rațională împărtășită de amândoi. Da. În consecință, ți-ai rezervat dreptul de a mă părăsi oricând, dacă prietenia mea împiedică, cum spuneai, nu, da, de plina ta dezvoltare umană. Umană, așa. Pretindeai că așa ai învățat din Ibsen. Exact. Din Ibsen. Da, exact. Ți-am fost silit să mă mulțumesc cu o fermecătoare seducătoare care m-a învățat o mulțime de lucruri, da, și mi-a dăruit ceasuri de fericire. Vezi? Deci îmi datorez ceva. Nu, nu-ți datorez nimic pentru că am plătit totul. Ce? Ce? Adică cum? Tu n-ai învățat nimic de la mine? Vreau să zic, n-ai găsit nicio încântare în prietenia noastră? Nimic? Nicio? Nu! Ia spune. Nu! Nu! Nu? M-ai făcut să plătesc cum fiecare ceas de fericire! Te-ai răzbunat pe mine pentru umilința de a fi sclavul pasiunii tale! Nicio clipă n-am fost sigură de tine! Eram jucăria! Nu e ca la ta! Ah! Abia m-ai dus să beam bucuria de durere! Mai bine nu te-aș fi întâlnit! Giulia, asta ți-e recunoștința pentru că n-am făcut decât să te măgulesc? Cât te n-am îndurat de la tine! N-am descoperit curând că ideile tale înaintate erau doar o modă? În ciuda pretențiilor tale de femeie modernă, nu ți-ai creat asupra mea drepturi față de care tirania celei mai geloase soții ar fi un flac? Am măcar o prietenă neponegrită de tine? Unele sunt bătrâne, altele slute, altele vicioase. Dacă așa sunt. Bine, bun, să trec la acuzații pe care și tu le poți înțelege, da? Da. Te acuz pentru gelozia ta nesuferită, pentru că ai ajuns pur și simplu să mă insulți, să-mi fur scrisorile. Da, frumos stil mai au aceste ladies. Că ai scotocit zile întregi prin hârtii și apoi te-ai înfățișat de martirea unui monstru. Încrederea noastră reciprocă, desăvârșită, îmi dădea dreptul să-ți citesc toată corespondența, toată. Îți mulțumesc. Atunci mă grăbesc să renunț. La asemenea încredere. N-ai dreptul să renunți. Ba da, am dreptul. Tot ai refuzat să te măriți cu mine. Minți! Cum mint? Minți! Cum mint? Mi-ai cerut niciodată mâna. Ah, Leonard, pe o să ție n-ai fi îndrăznit să o tratezi așa. Doamne, nu ne-am înțeles noi ca niște oameni moderni ce suntem să ne rezervăm libertatea de a renunța unul la altul când vom crede de cuvință? Ce cu asta? Vreau să știu ce-i cu asta. N-ai devenit nici bețic, nici idiot, nu găsesc de cuvință să renunți la tine. Dar eu nu dispun de aceeași libertate. Foarte ingenuos. Ia spune, am ajuns cartofoare? No. Idiotă? Nu, ești cu mult mai rău. Un vulcan de gelozie. Da. Bate-ți joc de mine, bate-ți joc de mine. Pretind acum dreptul rezervat de a rupe cu tine când voi dori. Ce? Giulia, părerile înaintate implică și răspunderi sporite. Oamenii emancipați leagă prietenii fermecătoare. Cei care respectă convențiile se căsătoresc.
Ce spui? Să știi că asta căsătoria le priește multora, dar cere fidelitate. Altora le priește prietenia și prima îndatorire impusă e acceptarea schimbării sentimentelor oricăreia din părți. Ai ales prietenia. Acum fă-ți datoria și acceptă schimbarea sentimentelor mele. Dar nici ruptul capului. Dar nici ruptul capului. Noi suntem uniți în ochii... Da, 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 Giulia. În ochii unei gogorițe în care femeile emancipate nu cred, nu-i așa? O, Leonard, nu fi crud. Sunt prea nenorocită ca să argumentez, ca să gândesc. Știu doar că te iubesc. Înțelegi, te iubesc. M-aș mărita cu tine și acum dacă mai cere. Înțelege. Ca bună ziua, draga mea. Nu ne potrivim pe plan intelectual. Dar de ce? De ce am putea fi atât de fericiți? Eu știu că mă iubești, eu știu că tu mă iubești. Și uite și acum, și acum mi-ai spus draga mea. Dragă, mi-ai spus draga mea. Știu că am fost nesuferită, odioasă, dar nu fi aspru cu mine. Eu nu pot înfrunta viața fără tine, înțelege? N-am iubit niciodată pe nimeni și dacă mă lăsai în pace, aș fi putut trăi liniștită mai departe, așa. Poți să o faci, dar acum trebuie... Acum, nu, acum trebuie să te am lângă mine. Nu m-a aruncat din viața ta fără să te gândești nici o clipă la tot ce aș putea însemna pentru tine. Dacă mi-ai destănui proiectele tale, dacă mi-ai împărtășit o parte din munca ta, dacă m-ai tratat de ceva mai mult decât o distracție pentru ceasul în care n-ai ce face, înțelege-mă, voi strădui, voi citi, voi încerca să gândesc, îmi voi înfruna gelozia, voi... Vai! Vai, sunt scoasă din minți! M-au ucis dacă mă părăsesc, scumpa înțelege! Mea, rog, scumpa mea iubită, am spus scumpa mea iubită, nu-ți descărca nervii în felul ăsta. Despărțirea nu poate fi înlăturată, e clar? Da. Un singur cuvânt al tău ne poate face pe amândoi fericiți pe veci. Draga mea, scumpa mea, te rog, o să vină tatăl gazdei. Uite-ți mantoul, hai să plecăm. Mai cruță-mă și pe mine, zău. Uite. Mă dai la o parte? Uite, pune spălăria, scumpo. Bine, Leonard. Creștește ființa asta, o josnică masculatură dulceagă. Giulia, Giulia, chiar tu m-ai sfătuit să-l citesc. Nu strica bunurile altuia. Să plecăm, Giulia, hai să plecăm. Nu vin, ți-am spus că nu mă clintesc de aici până mâine. Până ce nu-mi juri că renunț la vampira asta. Îți jur tot ce vrei, numai să plecăm odată. Propune tu formula jurământului. Râs de mine, da? Râs de mine. Ei, mă mulțumesc cu cuvântul tău de onoare. Desigur, de pe cuvântul meu de onoare, ca gentilom, bărbat și englez, nu o voi mai vedea niciodată. Nu mă mai gândesc la ea. Vii? Hai, da, hai, vii. Da, îți ții cuvântul. Te rog, vino și lasă absurditățile. Nu sunt destul de puternic ca să te duc pe sus acasă. Dar îmi pot croi drum spre ușa ordăii, chiar dacă o să mă reproșez brutalitatea. Dacă faci asta, Leonard, mă arunc pe fereastră în clipa când vei ieși din grădire, să știi. Fereastra dă în curte, așa că nu mă vei lovi. Noapte bună. N-ai niciun pic de milă? Deloc. Da! Când te înjosești astfel, mă silești să te disprețuiesc. Te porți ca un copil răsfățat și vorbești ca într-un roman sentimental de duzină și mai pretinzi că fii partenera egală a unui bărbat înzestrat măcar cu un dram de minte sau caracter? Giulia, te rog, nu plânge! Îți strici tenul și mă uzi luacă! Viu, dragule, dar dă-mi o sărutare. Hai, nu, că asta e prea de tot. Dacă te sărut, pleci imediat. Voi face orice vrei tu, scumpule. Hai să... Nu, vreau o sărutare adevărată de altă dată. E, du-te! Giulia, ne-a mars. De ce? Era să mă întâlnesc pe scară cu domnul Cuthbertson, tatălui Grace, care vine împreună cu tatăl tău. Imposibil, cei doi tați nici nu se cunosc. Urcă cu acea ca doi gemeni siamezi. Ce ne facem? Da. Hai să urcăm la etaj. Stai, ne aflăm la ultimul etaj al casei. Tu poți născoci vreo minciună uitoare? Hai, te rog, pune-ți tot geniul la contribuție, te voi sprijini. Ah, stai, au și sosit. Poate că te simți ca acasă. Hai să cântăm ceva. Hai să cântăm ceva. Vă rog, nu mă opriți. După teatru merge foarte bine puțină muzică. Nu, iau un cântec vechi și apoi m-a obosit. Ce surpriză l-ați adus și pe Degu. Da, îți prezint pe vestitul filozof
domnul Leonard Chatterley. Ah, da. Ne cunoaștem. E ca la el acasă la noi. Da, da, mă bucur și aici e ca la el acasă. Da. Unde-i Gris? Gris, e, să vedeți. De fapt, voiam să-mi exprim bucuria că vă cunoaște. Nici noi n-am știut până când ne-am trezit în aceeași lojă că suntem prieteni încă din școală. Vezi, Cremen, odraslele noastre sunt prietene nedespărțite. Și nu ne-au suflat nici măcar o vorbă despre asta. Da. Știi că arăți strașnic. Da? Da, da, da. Mă și hrănesc bine. Dar zilele îmi sunt numărate. Nu mai spune asta, dragă prietene. Daddy, te rog. Lasă, lasă, draga mea Julia. E un subiect întristător, dar un prieten intim redescoperit e bine să știe tot. Adevărul e că domnul Craven crede în știința medicală și cum medicii l-au făcut celebru cu cea mai nouă formă de boală de ficat și au acordat doar încă un an de viață, vrea să le facă pe plac. E foarte drăguț că încerci să-mi ridici moralul, Chartres, dar voi fi pregătit și înarmat când va bate ceasul. Sunt ostaș! Sper să reziști multă vreme, Dan. Fă-mi plăcerea, Joe, și schimbă subiectul. Mai bine convinge-l să intre în clubul nostru, Cuthbertson. Se ofilește văzând cu ochii în praful și mucegaiul de la clubul Armata și Flora. Da. Veniți să prânziți cu mine acolo și veți vedea cum arată clubul pe care vi-l propun. No? No, 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 e invitatul meu. Da, poți veni și dumneata. Oricând vrei. Craven, da? După ora 12, la numărul 90 pe Cox Street. Bine, bine, pentru mine să nu comanzi vin. Merge. Cel mult o fărâmă de pește. Sunt sortit să am o viață scurtă și nici măcar veselă. Haide, Julia, e timpul să o ștergem. Da. Dar unde n-ai mai gris? Trebuie să o aduc. Nu, nu, vă rog să nu o tulburați. E așa de obos. Uitați, adevărul că doamna Trenfield, cu tactul ei rafinat, a crezut că ținem să discutăm între patru ochi. Așa că s-a prefăcut că e obosită și s-a dus să se culce. Asta e tot? Ho, 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 ho. Da, perfect, o aduc într-o clipă. Acum ai dresul, Leonard. Eu ce faci, Julia? Ce faci? Ar fi un pit de nepoliticos. Ah, Daddy, poți rămâne să-i spui noapte bună? Eu te aștept în hol. Sunt nespus de jignit de purtarea Juliei. Plecarea ei e pur și simplu o palmă dată gazdelor, mai ales Joker. Fii pe pace, fii pe pace. Doamna Trent îl conduce această casă. Ia te uite, nu-și poate ține în frâu fica. Fiindcă veni vorba, ce naiba a vrut să spună când a afirmat că a asistat la scene de sacrificiu la noblețea unor femei pline de feminitate și a unor bărbați pline de bărbăție? Își face slujba prin un spital? E, ce absurditate. E critic dramatic. Serios? Da. Plăcută meserie. Vezi teatru pe gratis și zici că muncești. Dar nu e ridicol cum vorbește? Să fiu spânzurat dacă omul ăsta nu ia în serios tot ce vede pe scenă. Firește, de asta și e un bun critic. Da? Și pe urmă, dacă iei oameni în serios în viață, de ce nu i-ai privi la fel și pe scenă, unde respectă buna cuvință și își mai înfrânează sentimentele, da, nu? Da, da, da. Știi, Dan? Da. Gris chiar s-a culcat. Chiar s-a culcat. Scuze. Ba eu trebuie să o scuz pe Julia. Joe, eu. Era sigură că dacă nu plecăm, îi vei strica odihna doamnei Trenfield, numai de dragul politeții. Așa că a plecat imediat, Julia. Da, da, foarte, foarte amabil din partea ei. Eu sunt cupleș. Nu faci nimic, Joe. Trebuie să plec și eu. Bună seara. Da, bună și seara, nu bună uita, seara. Mâine după 12. Da. Ce atunci? Acum insist să aflu ce s-a petrecut cu adevărat aici. Grace nu s-a culcat. Despre ce este vorba? Consultă-ți experiența teatrală, Cuthbertson. Auzi, nu fă pe prostul cu mine, Chatterley. Sunt prea bătrân pentru jocul ăsta. Eu te întreb serios. Îți răspund serios. Eu am declanșat acțiunea. Julia vrea să se mărite cu mine, eu vreau să mă însor cu Grace. Am venit să-mi declar dragostea. Intră Julia, alarmă și scorții. Iese Grace, intră dumneata cu Craven. Subterfugii și scuze. Iese Julia și Craven... Rămânem noi. Finalul îl adaptez dumneata. Noapte bună. Ce rară naibii de club pe care l-ați botezat clubul Ibsen? A doua zi, în biblioteca năstrușnicului club, bătrânul critic dramatic tatălui Grace își așteaptă invitații citind ziarul. În altă nișă din dreapta bustului lui Ibsen, Dr. Parmore, un bărbat cu sprâncene îmbinate sinistru și părărit, cu un aer profesional grav, e cufundat în lectura unei publicații medicale. Sylvia Craven, sora Juliei, o fată drăguță în ținută sportivă, citește zelos o piesă de Ibsen. E căutat Dr. Parmore! Dr. Parmore! A, vin acum!
Cum vă simțiți, domnule Culberson? Ei, liniște! Oh, iartă-mă, Miss Craven. Poți vorbi cât poftești, dacă ai bunul simț de a întreba mai întâi, dacă pe alții nu-i supără și nu să mă ignori, fiindcă sunt doar un membru de sex feminin al clubului. Un gentleman nu s-ar împotrivi nici dacă doctorul Palmore și-ar aduce aici vizita. Da. Foarte mulțumesc, dar îmi aduce un bisturiu special. Vreo nouă descoperire medicală? Ar fi chiar una foarte importantă. Un mic canal în ficatul cobaiului. Miss Julia Craven mă va ierta, dar această descoperire poate arunca o nouă lumină asupra cazului tatălui său. Primul lucru este să aflu la ce servește canalul. Și cum vei reuși să afli? Foarte ușor. Tai canalul și văd ce se întâmplă cobaiului. Dacă faci așa ceva, doctore Palmore, mă voi plânge asociației care e contra vivisecțiului. Ar trebui să-ți fie rușine. Uite de ce se lovesc cu oamenii de știință, uite, de ignoranță, de superstiție, de sentimentalism. Nu, doctore, e pur și simplu ipsenism. Asta e. Toată dimineața n-am putut sta liniștit în fotoliu. Mereu veneau alte femei să admire bustul. Trebuie să mărturisesc că o prefer pe soara ei, pe Julia. Julia? Te cred? Julia e splendidă, frumoasă ființă. Fiindcă veni vorba, dumneata ca specialist, crezi că Miss Julia Craven suferă de vreo afecțiune pentru Chartres? Individul acela? Unei astfel de femei îi place un bărbat puternic, un piept solid și gras profund. Adică un specimen sportiv? Nu. Poate un om de știință ca dumneata, dar un bărbat cultivat. Mr. Cabezan, Mr. Cabezan, vă caute cineva. Aici, tinere. E Craven, ia masa cu mine și cu Chartres. Dacă ești liber, poți veni și dumneata, doctore Palmore. Dacă o vezi pe Julia, spune și... Foarte mulțumesc, voi fi foarte încântat, iertați-mă. Pe aici, domnule Craven, domnul Cabezan vă așteaptă. Mă bucur că te văd, Dan. Și eu. Vrei să vii în fumoară sau flecărim aici până vine Chartres? Cum vrei. Dacă îți place societatea, fumoarul e... totdeauna plin de femei. Da. Nu poți trage liniștit din pipă că, hop, apare una și își cere foc. Ce vrei, Joe? S-au schimbat vremurile de când o curtam amândoi pe Molly Evelyn. Ți-ai suportat cu bărbăție înfrângere, bătrâne. Joe, tu totdeauna ți-ai visat o soție ca Molly și un cămin fericit. Cum ați scos-o la capăt? Nu putea să iasă mai prost. Vezi, eu nu suportam lichelele din jurul ei. Ea vrea să trăim la țară și profesia nu-mi permitea. Așa că ne-am tot certat până când ne-am despărțit. Despărțit? Ăsta a fost finalul. Poate a fost mai bine așa cum s-a întâmplat. Eu, Joe, am avut un cămin fericit până la moartea soției mele. Fetele mele sunt tot timpul la clubul ăsta, Ibsen. Știu, și fica mea grea, până seara, târziu. Și acum mă pisează și pe mine zilnic să mă înscriu în club. Ce sfat îmi dai? Îți mărturisesc, nu prea mă trage inima. Știi, nu-i chiar atât de secăitor cum îți închipui. Acasă ai avantajul singurătății. Când vrei să fii cu familia... poți frânzi la club. E drept. Da, iar dacă nu vrei, nu ești obligat. Asta așa e. Știi ceva? O să mă înscriu în club ca să văd cum e. Să văd și eu. Aici erați. Da. Te așteptam, Chartres. Am sosit mai devreme, fiindcă am ceva urgent de precizat lui Cabezan, în legătură cu cele discutate aseară. Bine, Chartres, dar cred că e ceva personal, intim. Eu o să mă uit prin Times. Nu. Nu e un secret pentru nimeni. Grace încă nu ți-a spus că vrea să se mărite cu mine? Spunea că dumneata îi cer mâna. Vă las între patru ochi, mai nu, bine. Nu, te privește și pe dumneata. Și Julia mă vrea de soț. Nu zău, asta mai lipsea. Nu ți s-a părut ciudată scena de aseară? Sigur, m-a cam surprins. Mai ales explicația dumitale lipsită de tact față de Julia. Nu face nimic, nu. A fost o minciună sănătoasă. Minciună? Ce, n-ați bănuit nimic? Nici nu te cred. Cum adică Julia m-a înșelat? Din delicatețe față de mine. Chartres. Uiți că te afli între doi părinți. Sunt cam amețit, fiindcă mă aflu de atâta vreme între două fiice. Dar cred că se zizez situația. Dar cine ești dumneata, mă rog, ca Julia să-și ceară mâna? Ai dreptate. Uite, aici ai dreptate. E cea mai proastă alegere posibilă. Te asigur, dragul meu Craven, i-am spus tot ce ar fi putut spune 50 de tați la oaltă, dar nu vrea să renunțe la mine, știi? Și pace, uite asta. Dacă nu vrea să asculte de mine, ce poți face dumneata? Spune. Ai mai auzit așa ceva? În viața mea. La naiba. Nu vă purtați ca o pereche de tați convenționale. Mai bine ascultați scrisorilele astea. Citește. Ar fi mult mai bine să te întorci la Julia și să uiți de mine. Atac cu sinceritate, Grace Trenfield.
Îi aprob de plin demnitatea. Da? Atunci îi dau cuvântul Giulie. Prea scumpul meu băiat, nimic nu mă va face să cred că această odioasă femeie îmi poate lua locul. Recitește aceste scrisori trimise în primele zile ale iubirii noastre. Oricine ți-ar fi orbit închipuirea pentru o clipă, inima ta, inca mea, încă uita, să știți cum vine. Liniștește-te, colonele, liniștește-te. Povestea asta am scris de 3 ori pe zi. Dar Grace e serioasă, n-ai de treabă, nu? Ce zici? Oricum, ca să scap de anchetele Giuliei, bilețelul ăsta larg. Ascultă, ce aveți? Ăsta e noul umor? Ah, vă-i cap un puiat cu noul umor și femeia modernă amestecată cu vechiul vostru Adam încât v-ați zăpăcit. Dar nu mi-arde de glume, să știți. Înțeleg că toți oamenii moderni ai căpătat o boală modernă, neurastenia. Mă duc jos să comand prânzul, dar al treilea tacâm e pentru domnul doctor Parmore, nu pentru dumneata. Craven, meci! Zice, te rog. Ce? Nu mai pune atâta la inimă. Mai bine dăm un sfat. Probabil că te-ai aflat și dumneata într-o încurcătură asemănătoare, nu? Nici o femeie nu îndrăznește să scrie așa ceva unui bărbat dacă el nu i-a făcut avansul. Cât de puțin cunoști lumea, colonele. Nu. Femeia emancipată nu se mai poartă așa. Sfatul meu e demodat, băiete, dar sănătos. Sfârșește cu femeia de ieri înainte să începe cea de azi. Năvălește Giulia, trebuie să mă ascund. Da. E cu celălalt tată. Așadar, Miss Craven, nu vrei să iei prânzul cu noi? Ba da, primesc. Vă mulțumesc, sunt încântată, numai că trebuie să caut un volum foarte greu de găsit în bibliotecă. Dar nu-mi dai voie să te conduc jos? Oh, nu cunoști regula clubului. Nu se fac favoruri femeilor. Mă rog, atunci mergem la masă după moda lansată la club. Vic în creștere. Nu să vă rog, mult, Giulia, te rog. Daddy? Acolo erai. Nu vii cu noi, Leonard. Stai, dăm drumul, Giulia. Dăm drumul dacă nu mă lași țip. Scumpule, cum poți să fii atât de brutal? Ai primit scrisoarea mea? Da, am ars-o. Împreună cu ei. Așa va să zică. Te-a scris Grace. Da, ca să rupă definitiv cu mine din pricina ta, perfido. Perfido! Acum ai pierdut și ultimul strop din stima ce-ți purtam. Află că... Cum am mai dat Chatrice? N-ai văzut pe Grace Trentfield? De obicei știi pe unde se învârte. Prea târziu, Silvia. Totul s-a sfârșit din cauza sorii tale, Giulia. Da. Sunt disperat, Silvia. De câte ori să-ți mai spun că la club nu sunt Silvia? Oh, iartă-mă, mai dreptate. Craven, bătrâne camarad. Cam exagerat, dar așa sună mai bine. Nu fi caragioasă, Silvia. Știi că aici suntem membrele clubului, nu surori. Fără familiarisme. Mă ierți că revin, dar ce se întâmplă, Miss Craven? Vă rog! Tatăl dumitale și-a pierdut tot liniștea. Da, bine, viu. Știți, mi-au spus că volumul căutat e... Ce-a trebuit? Giulia ți-a făcut declarații? Da, nu. E geloasă pe Grace. Așa și meriți, ești un diavol seducător. Calci regulile clubului, vorbind numai așa. Cu puțină bunăvoință aș putea să-ți fiu tată. Te știu eu cine-mi ești, flăcăule. Atunci știi că nu acord nicio atenție deosebită unei femei. Păi tocmai ăsta e secretul succesului tău. Le vorbești ca oricărui alt individ. Nu-ți poți închipui cât sunt desătule să fie tratate cu respectul convențional acordat sexului lor. Ah, măcar dar avea Giulia înțelepciunea ta, Craven. Nu te teme că îi vezi zdrobi inima. Trece peste multe tragedii. Ai văzut ce ușor a primit vestea că tata are boala lui Parmore? Cum?
S-a molipsit de la doctor? Nu, dar ficatul tatei i-a creat reputația lui Parmore. Tata își închipuia că îl sâcâie urmările serviciului militar făcut în India, mâncarea și băutura prea multă. Ei bine, Parmore i-a găsit în ficat milioane și milioane de microbi speciali. I-a tăiat coniacul și carnea și i-a mai dat 2 ani de trăit. Dar tatăl dumitale arată neobișnuit de bine. Mm-hmm, nu-i așa? Totuși microbul lucrează încet, dar sigur. Știi, aș vrea ca Daddy să trăiască veșnic, numai ca să-l mai taie din nas lui Parmore. E îndrăgostit de Julia. Cine? Parmore? Îndrăgostit? O rază de speranță. Cum, vorbesc serios? Te cred. De ce ți închipui că și-a costume noi și neglijează pacienții vechi? Uite, la prânzul ăsta o să-i ceară consimțământul tatei. Pariem? S-a făcut. Pe mănuș? Nu, țigări. Dar Julia îl încurajează cu ceva? Cum se obișnuiește, atât cât să nu îl sufle alta. A, înțeleg, înțeleg. Ascultă, Silvia, acum vorbește filozoful de mine. Dacă Julia te-ar vedea flirtând cu Parmore, l-ar prețui mai mult. Ce zici? Îmi faci puțin jocul, crede. Ești olibil, Leonard, dar sunt gata să ajut un demn membru al clubului Ibsen. Dar poate contribuie la strategia asta și Grace. Uite că vine spre noi. Trenfield, bătrânic, o mor de foame. Imediat, dragă. N-ai primit scrisoarea mea, Leonard? Eu cobor să rezerv o masă. Mm? Am primit-o. Da. Nu-i așa că nu mai pot să mă sufer după scena oribilă de aseară? Și eu care visam să fiu o excepție față de toate femeile care jură că le-am nenorocit. Regret, dar nu mi-ai zdrobit inima. Da, 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 nu țip, nu plângi. De asta ești singura femeie alături de care aș putea rămâne. Niciodată. Iarăși alungat. Ușurătatea femeilor pe care le iubesc e egalată doar de infernala nestatornicie a femeilor care mă iubesc. Haide, hai Grace, aruncă-mi fericirea pe fereastră. Leonard, fericirea ta depinde de mine? Absolut. Adică nu. De ce să te mint? Fericirea mea nu depinde decât de mine însumi. Da. Pot să mă descurc și fără tine. Îți mulțumesc pentru adevăr. Îți voi spune și adevărul meu. Nu, asta nu, te rog. Nu? Te implor, nu, datoria mea de filozof e să spun altora adevărul. Dar nu e treaba lor să mi-l spună mie. Adevărul rănește. E doar atât. Te iubesc. A, păi ăsta nu e un adevăr filozofic. O să mi-l repezi de cât ori vrei. Ia, vino puțin mai aproape. Da, Leonard, dar sunt o femeie modernă. Da. Într-o totul de acord cu ideile tale. Ar trebui să-ți fie rușine. De asta nu mă voi mărita niciodată cu un bărbat pe care îl iubesc prea mult. M-ar domina. Nu-i adevărat? Grace, omul din mine suferă cumplit. Dar filozoful recunoaște că ai dreptate. Știu. Așadar, trebuie să ne despărțim. Nu, nici de cum. Uite cum facem. Te măriți cu altcineva, iar eu voi veni și îți voi face curte. Comandată supă pentru 3 persoane. Leonard, Parmore e verde la față de emoție. Cuși se afrântă. Se ține în pumnii. Azi a nebunit toată lumea. Doctorul Parmore vorbește cu ziarul, tu, Julia, ești pe altă lume. Nu mai pot îndura, Daddy, nu mai pot îndura, plecăresc, își bat joc de mine. O să iau un cuțit și ucid. Liniștește-te, te rog, liniștește-te. Joe, unde-i doctorul Parmore? E uimitor cum îl absorbe o revistă medicală. E un om monstruos de inteligență. Lasă, Joe, la masă putea să tragă oblonul și el. Doar abia aștept să scap de știința lui fatală. Uite, Craven, poate s-a înșelat. Dar ce cu doctorul? Era să cade pe trepte. Ești bolnav? Sper că n-ai primit vești proaste, doctore. O veste teribilă, teribilă. Boala mea. Vrei să spui boala mea? Boala lui Parmore. Opera vieții mele. Dacă e adevărat ce scrie aici, boala nu există. Și asta e o veste proastă? Nu zău, doctore! Nu ți-o iau un nume de rău. Toți bolnavii sunt egoiști. Doar un savant poate simți ce simt eu acum. Devine să legile astea ale noastre englezești, legile astea păcătoase și sentimentale. Nu am putut experimenta decât pe 3 câini și o maimuță, pe când rivalii mei din Franța, luminilor din Italia, au făcut mult mai mult. Nu, eu nu mă dau bătut. Nu, plec în Italia și îmi voi descoperi din nou boala. Nu se poate. Știu că există. Simt asta. Și o voi dovedi chiar dacă voi fi silit să tai ficatul tuturor speciilor zoologice. Trebuie să înțeleg, Parmore, că ți-ai permis să mă condamn la moarte. Da, pe baza 3 javre și a unui biete mai muțe. Ce să fac? Atât mi s-a permis, atât. Pe legea mea m-ai jignit profund. Îți dai seama? M-ai înțărcat față de orice mâncare. M-ai făcut de râsul lumii.
vegetarian la bătrânețe. Te rog, uite, poftim, poți recâștiga timpul pierdut. Poftim, uite, citește aici. Uite, au experimentat pe o cămilă. O cămilă? Pe o cămilă, uite, pe o cămilă. Și cu regimul ăsta s-a îngrășat cu o tonă. Așa că mănâncă și bea cât poftește. Da, nu pricepi. Cu gândul că mai am doar un an de trăit, m-am împăcat cu o droaie de tip nesuferiți cu care eram certat. M-am ținut de lecturi serioase. Și toate astea se dovedesc acum o pierdere de vreme. Ascultă, mai bine mor ca un bărbat, ascultă, dacă așa am decis. E, uite, dacă asta te consolează, inima dumitale nu funcționează regulat. Iartă-mă, Parmor, dacă spun că nu mai am nicio încredere în opiniile dumitale medicale. Și ai luat un onorar destul de gras pentru consultația în care m-ai condamnat. Bravo, colonele Creven. Voi restitui onorarul. E vorba de principii. Nu, lasă principiile. Eu... Dă mâna. De ce? Acum, da, ficatul meu e capabil să încurce diagnosticul oricui. Daddy! Da. Oh, gata, Craven. Te felicit, da, și sper să reziști încă mulți ani. Eu sunt și-o tare bucuroasă, Daddy! Spune-i tu vestea, Giulia. Da. E ridicol să o anunț eu. Vino cu acea, doctore. Consolează-te. Giulia, e prost. E o prostie, de nu-i bolnav, înțelegi, a greșit Parmor, a greșit. Știam eu, întotdeauna am spus că Parmor e un prost. Silvia! Nu face nimic, Miss Craven, la fel se spune acum în întreaga Europa. Doctore, trebuie să ierți pornirea unei fiice. Evident, pentru tine nu-i prea mare lucru. Nu o să devin sentimentală la anime Dead. Hai în fumoar să vedem ce putem face după un an de prostie. Fetișcană vulgară, nu mai să lămurești ceva și vin. Doctore, ascultă. Ce pomeneai de inima mea? De inima? Da. Nu, mai nimic, ce să... Așa, un ușor murmur. Uite, mai puține trabucuri. Iarăși interdicții. Mai puține trabucuri. În fine, trebuie să-ți înfrunți bărbătește dezamăgirea. Asta îți arată câte prostii intră în știința modernă. Zău, e o cruzime oribilă. Ia-l naibii de scârbos să spinteci și să experimentezi pe cămile și maimuți. Da? Dar ia spune-mi, câte cămile, câți cai și oameni au fost spintecați în campania aceea din Orient, unde ți-ai câștigat crucea Victoria, colonele Craven? Acolo era o luptă cinstită, Palmer. Cinstită? Da. Puști martini și mitraliere împotriva unor oameni goi, înarmați doar cu sulițe. Și sulițele pot ucide. Mi-am riscat viața. Ai să știi că toți doctorii și-o riscă mai des decât soldații. Nu m-am gândit la asta. Iartă-mă, Palmer. Nu sunt mai acuzat profesia niciodată. Ești pregătit cu cearta. Nu le certăm. Te-ai gândit în fumoar. Bine, mă duc. Fără ranchiună, Palmer, te rog. Da, doctore Parmor, da. Înveselește-te. Oricum i-ai făcut foarte mult bine, tati. I-ai schimbat viața, crede-mă. Ce cuvinte frumoase, Miss Craven. Așa sunt eu, nu pot suporta nefericirea nimănui, înțelegi? A nimănui, Încântătoare femeie, Parmor, da. Cum ai izbutit să o fascinezi așa? Cum crezi că... Mie nu-mi plac asemenea glume. De ce nu te însori? E scandalos un doctor burlac. Uite ce, e treaba mea, nu i-a dumitale. Nici de cum, să știi, e o problemă socială. Da. Nici una de gânstensori. Mă așteptam să te găsesc în chip de pretendent aprobat. Mă pândești fiindcă și dumneata o admir pe Giulia. E bine, o poți cuceri. Eu sunt un om ruinat. Parmor, dacă ai greutăți, ne decât să-mi cer și îți împrumut întreaga mea avere. Charges. Nu glumești? În viața mea n-am fost mai serios. Văd că m-am înșelat. Atunci poți să afli și adevărul. Boala descoperită de mine a fost pusă în discuție. Colonelul se crede perfect sănătos și relațiile mele cu Cravenii sunt distruse din clipa când i-am dat veste. Omule, pe dar i-ai vestit fericirea. L-ai felicitat? Să felicit un om pentru cea mai gravă lovitură primită de știința medicală în ultimii 300 de ani? Nu, n-ai înțeles. Să o feliciți pe Giulia, fiindcă i-a fost cruțat tatăl. Hai, dă un aripi omului. O să mor burlac dacă nu poți să o aduci din condina să nu mea trebuie mărunte. Iată-mă, dar respectul pentru știință e mai scump chiar decât Miss Craven. Uite că asta mă depășește. Spune-mă. Conștiința neconformistă e destul de rea, dar conștiința științifică e un diavol. Da? Uite ce e, Parmor. Ce înseamnă o teorie științifică? Una adevărată, nu? Exact. De pildă, teoria asupra ficatului lui Craven. O să o cotesc încă adevărată, deși a fost răsturnată pentru moment. Bun. Ai și o teorie că ar fi plăcut să te însori cu Giulia? Da, așa cred, într-un anumit sens. Teorie care va fi și ea răsturnată numai puțin de un an. Ești întotdeauna cinic, ce-a trebuit. Lasă asta. Recunoaște însă că e mai uman decât să sper că va muri Craven, să sper că o voi face fericită pe Giulia. Da, cum? Spun eu. Uite, spun eu. Da, spun eu. Spun. Crezi că și eu țin la Giulia? Hmm. Așa e. Dar eu țin la toată lumea, deci nu contez. Pe deasupra, dacă faci experiența științifică, dar o întrebată că mă iubește, îți va spune că mă urăște. Înțelegi? Da. În locul dumitale ești invitat pe Craven la ceai în cinsta salvării colonelului. Înțelegi?
Adică... Da, am să studiez ideea, da. Ah, iartă-mă, văd că mă cheamă doamna Grace Strainfeld și... Toate îl caut. Nu mă mai vezi, Julia? Da, cum ai speriat? Ce vrei? Ia privește, colo nișe tânăra mea femeie îl răpește pe tânărul tău domn. Unde? Ce insinuezi? Și ce arată această Grace? Probabil o diagramă a ficatului. Stai locule, stai locule! Nu pot, stai locul, Julia! Miss Grace, ce faci, Miss Julia? Interesantă carte ai mai găsit, doctore Parmore. Pot să văd și eu? Da, e volumul Cuvinte de Spirit. Scuzați-ne că v-am dat. Nu-i vina dumintale, domnule Chartres. Rog să vă duceți chiar acum amândoi, să o aduceți aici pe Sylvia Craven. Ceva de vorbit cu ea. Leonard, mă lași singură să mă insulte această femeie? Regulile clubului interzic ca o dispută între femei să fie rezolvată în prezența domnilor care au provocat-o. Acum ce ai să-mi spui? Nu mi-l lua, nu fi crudă, nu pot să știi cât îl iubesc eu pe Leonard. Ridică-te și nu fi caragioasă. Sunt prea nenorocită ca să mai pese de ceva, te rog, nu mi-l lua. Sunt bărbat ca să mă impresionezi asemenea flacuri. Așadar mi-l răpești. Te aștepți cumva să te ajut să-l păstrezi? Am greșit aseară. Iartă-mă, am fost nebună. Deloc, ai calculat totul la milimetru. Când suntem între patru ochi, revii la felul dumitare natural de a căpătat tot ce vrei, plângând ca un copil. Te-ai învățat-o de la el. Mă vezi dumneata, detest. Sunt femeie când văd ce ființe copilăroase și perfide putem fi. Acum înțeleg de ce Chartres n-are pic de respect față de femei. Cum îndrăznești să spui asta? Cum iubesc și am refuzat cererea lui în căsătorie. Mă pot lipsi de dragostea, dar nu și de respectul lui. Deși din vina unor femei ca tine nu le pot avea pe amândouă. Aleargă la el și cere să te reia. Ce mincinoasă ești, mincinoasă ești! M-ai iubit înainte de a fi visat măcar la tine, ființă demnă de milă. Duzin de bărbat și-a dat sufletul pentru o privire de-a mea. Aștept doar un semn dacă vrei să mai și lauzi că duzin de bărbați ți-ar declara dragostea lor dacă i-ai invita. Mai bine aș fi ca tine, cu inimă rece și limbă de șarpe. Și ești o lașă, nu lupți. Ești o lașă. Să lupți, îți doresc succes. Iată-mă, a venit cu tot tribul. Trimiște fidelul Dr. Parmore. Pentru ce vă certați? Daddy, vor să mă alunge din club. Doamnă Grace, vă puteți plânge de purtarea fiicei mele? Da, am de gând să mă plâng conducerii clubului. Și care e motivul plângerii, doamnă Grace Stanfield? Pur și simplu, Miss Julia Craven e o femeie prea feminină. E fals, s-a garantat pentru mine, este fals. Tot ce pot spune e că sper să vă admită plângerea și astfel Julia să nu mai calce în acest loc. Intră, se discută aici un caz grav de feminitate. Aștept sprijinul dumitale în fața comitetului. Leana, dacă te-a mai rămas măcar o fărâmă de demnitate, îmi vei lua partea, sigur, ca să mă dea afară, fiindcă am purtări prea masculine. Te rog să te adresezi doctorului Parmore, el a văzut totul. Adinea, ora, plecat acasă. Adresa lui e Savile Row? Savile Row, numărul 79. Da. Grace fuge la doctorul Parmore. Nu o lăsa să ajungă prima, o să-l amețească de cap pe doctor Parmore. Așa se vorbește despre o soră, doamna Trenfield. Da. Doctorul Parmore ne-a invitat la ceai. Tot acolo ajungem cu toții. Stați, unde vă duceți? Stați! Lăsați omului răgazul necesar. Pentru ce, domnule Chartres? Păi, a avut o zi atât de obositoare, nu? Dar e Julia cu el. Este tocmai să aibă șansa să expună cazul. Acordă-le o jumătate de ceas, nu? Ce vrei să spui, Chartres? Nimic decât că Parmore are de gând să-i ceară Juliei mâna. Da? Și el nu e ca noi. Îi trebuie timp. Asta mă scoate din încurcătura despre care vorbeam azi dimineață, vă amintiți? Da, tău, naibi, Chartres. N-ai pic de bun simț? Câtuși de puțin. Te rog să nu fii rău, Cuthbertson. Susține-mă. Viitorul meu, al lui Grace, al tuturora, depinde de logodna Julie cu Parmore. În ciuda absurdităților pe care le culegi colindând teatrele, ești un om sensibil și inteligent. Te rog, susține-mă. Eu sunt gata să las hotărârea pe seama lui Joe. Voi vorbi ca un om de lume, adică fără răspunderea morală. Cred că nu facem nimic rău așteptând, să zicem, 10 minute. Bun, foarte bine. Vezi că până la urmă ești neîntrecut în rezolvarea unor situații fără ieșire. Bine, Joe, bine, mă supun. Să avem răbdare. Să stăm. Așa, stăm și dacă stăm... De ce te agiți, Charlie? De ce te agiți? Eu? Nu pot stăpâni nervii torturați de Julia. Da. Vedeți, abia aștept să aflu hotărârea ei. Știți ce fată voluntară e? E onoarea mea. Hai, grăbată, Silvia, hai! Craven, te joci cu fericirea fetei dumitale! Rușine să-ți fie, farsărule. Când ai de-a face cu capetele astea pătrate,
Grace, da. Grace, sunt silit să plec ca să-i țin în loc cât mai mult. Parma m-a invitat și pe mine. Domnule, ca femeia aceea să-și închipuie că mă tem de ea. De ce am mai venit pe lume, copil al năpastei ce sunt? Ia să mă duc. Julia, mă tem că nu prea știu să întrețin conversația. Strălucesc doar când e vorba de consultații. Acum sunt în stare doar să te admir. Puțin zahăr? Da, puțin. Da. Și să-mi spui nimicuri drăgălașe. Mă mir că nu mi-o oferi și o farfurioară cu lapte ca unei pisici. Dragă mi-e scrivă, ce afirmație cinică. Tocmai dumneata, iubită la prima vedere de toți bărbații pe lângă care treci. Detest, detest privirea aceea din ochii lor. Da? Știi că de când m-am născut, nicio ființă nu s-a interesat și de mine ca om? Da, poate că ai dreptate cu tatăl dumitale și cu Charlie, Char... deși el te iubește la nebunie. Cred... Dar cu mine nu e adevărat. Cine ți-a vorbit despre Charlie? Cum? M-a asigurat chiar el. Chiar el? Da. Oh, lui îi pasă de o singură ființă pe lume, să știi, persoana lui. Oh, toți sunteți la fel. Chiar și tatăl meu ar face din mine doar un bibelou. Uite, eu nu merit aprecierea asta din partea de metale, nu. Atunci de ce stai și mă bâlpești cu Charles? Dar nici... Vai, ne-am spus și noi ce ne ardea la inimă, dar... Inima nu... lui, inima lui. Mă tem că după toate îl iubești. Dacă pretinde asta, minte. Și mie nu-mi pasă de el. Da? Cum? Atunci drumul e liber pentru mine? Nu pricep ce vrei să spui. Nu, dar trebuie să pricepi. Dezminte zvonurile prin fapte devenind soția mea. Da, crede-mă, nu mă atrage numai frumusețea dumitale, ci inima, sinceritatea, realitatea dumitale autentică, marile dumitale calități morale, abia pe jumătate dezvoltate, fiindcă niciodată cei din jurul dumitale nu te-au înțeles. Ai găsit într-adevăr toate astea la mine? L-am simțit. Am fost singur pe lume și am nevoie de tine, Julia. Julia, ghicesc că și tu ești singură. Oh, așa e. Sunt singură pe lume. Crezi că alături de mine n-ai fi singură? Nu știu. Nu știu ce să fac. Vei aștepta prea multe de la mine și... Să știi că ai o fire mai bogată decât crezi. Chiar crezi că nu sunt o ființă superficială, genioasă, îndrăgită, cum acuză toți? Sunt gata să-ți încredințezi fericirea mea. Da, da, cred că ți-i sincer la mine. Cred... Totuși, 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 e cu neputință. Cum? Din cauza lui Chartres? Nu. Așa crezi? Da. Dacă spun da, mă vei lăsa să mă obișnuiesc treptat cu noile noastre relații? Îți făgăduiesc din tot sufletul. Atunci făgăduiesc. Dar fii bun cu mine, Percy. Am mare nevoie de bunătate. Mi-ai spus, Percy. Ura! Da. Ah, încântat că vă văd oaspeții mei, da. Stai jos, colonel Craven. Mulțumesc. În curând și ceilalți vin și ceilalți. Cred că păiește-ți Chartis. Ce? Pretindea că e o scurtătură prin parc. De unde? Pe urmă a ținut morții să-mi comand un costum nou. Fără trăznăile lui ajungeam în sfert de oră, dragul meu. Am străduit din răsputere să-l împiedic să te tulbure, Palmer. Îmi pare mai reținut exact cât trebuie. Colonel Craven, am să spun ceva foarte personal. Atunci trebuie să fie neapărat între patru ochi. Desigur. Vrei să vii în cabinetul meu de consultație? Da, ordine dumitale, Parmor. Gata, la datorie! Poftim. Julia, te rog foarte mult să nu abuzezi de faptul că sunt în mâinile tale. Îți închipui că am de gând acum să te ating. Nu. Vai de mine. Hai, vino încoace să-ți spun ceva. Nu. Ba da, vino mai aproape. De ce? Că nu vreau să țip. Te tem de mine? Groaznic. Femeia aceea ți-a spus că mi te-a cedat fără luptă? Ai fi și tu, mărinimoasă, Julia. Cedează-mă și tu. Poate-ți închipi că mor de dorul măritișului cu tine. Mă tem că aveai intenții foarte onorabile, Julia. Chicălosule! Cândva măcar îți pune întrebarea dacă sunt ori nu un gentleman. Nu ți-am spus asta niciodată, niciodată. Mai bine te întoarce la statuia aia de gheață. Julia. Te cunosc acum, Leonard Chartres, în toată fățărnicia, cruzimea și vanitatea ta. Locul pe care ți-l acordasem a fost câștigat de un bărbat mai demn de el. Hai, dă-i drumul, v-a să zic că ai primit, da? Da, da. Sunt logodită cu Parmor. Julia mea! Îndrăznești! Vrei
să-l chem pe doctor? Eu, drag, mai pot să chem și pompierii. Acum nu mai fi silit să fiu brutal, să mă apăr, să mă sperii de tine. Cât am așteptat cât ziua am... asta, Giulia. Acum Parmor are parte de toate astea. Uite, de astea, de... Nu vreau doar să mă bucur altruist de fericirea. Scumpei mele, Giulia. Frumoasei mele, Giulia. Mă duc să știi că zadarnic m-a venit. Acum nu mă mai tem de mâinile astea minunate. Cum Giulia, ai putut să te schimbați fără după ce m-ai insultat și m-ai chinuit? Nu face nimic prea scumpo. Niciodată nu mă vei înțelege. Prietenul nostru vivisecționist a făcut în sfârșit o experiență reușită. Tu stai în carne vie mai crud și mai absurd? Da, da, dar eu învăț cu mult mai mult decât el de pe urma experiențelor. Și victimele învață tot atât cât mine. În asta constă superioritatea mea morală. Acum. Ceea ce fac eu, acceptându-l pe Palmer. Da, dar aș fi făcut-o nefericită pe Grace. E parcă tu cu bietul doctor. Mult mai uman decât tine. Și ce vrei să insinuezi? Nu sunt destul de bună pentru el, nu-i așa? Depinde ce înțelegi tu prin bunătate. Aveai puterea să mă faci bună. Știi că eram ca un copil în mâinile tale? Da, draga mea, așa era, da, sigur. Asta înseamnă că de câte ori erai geloasă și cumplit de mânioasă, puteam fi sigur de un sfârșit fericit dacă te giugiuleam tot timpul. Leonard. După ce străcea criza și mă ocăreai cum îți venea la gură, cădeai într-un extaz de afecțiune care dădea impresia că ai fi de o bunătate îngerească. Oh, cunosc toată piesa. Deci pentru tine sunt o femeie lipsită de orice calitate. Din punct de vedere convențional, nu-i nimic de spus în favoarea ta, Giulia. Trebuie să-mi găsesc un alt punct de vedere ca să mă mai respect când îmi amintesc cât te-am iubit. M-ai iubit. Și cât te-am învățat de la tine, care n-ai putut învăța nimic de la mine. Ce? Am făcut din tine o proastă și tu mi-ai adus înțelepciune. Ți-am zdrobit inima și tu mi-ai adus fericire, bucurie. Te-am făcut să-ți blestem feminitatea și tu mi-ai dezvăluit firea mea de bărbat. Binecuvântat fie în veci numele Giuliei. Lasă mâna, lasă mâna și încetează cu batjocura. Bine, renunț prea scumpă. Tirada asta înseamnă doar că ești o femeie frumoasă. Iubită de tot. Detest asta. Sună de parcă aș fi un simplu animal. Și un animal frumos e ceva minunat. De fapt, doar atât mă socotești tu. Giulia, nu cumva te aștept să-ți admir calitățile morale. Ți-ai pierdut mințile după creatura aceea de gheață. Închetează, Giulia, doar ai noi obligații. Ai obligații noi. Lasă-l, te rog, în pace pe Palmer. O, dacă te-ar cunoaște auditorul tău așa cum te cunosc eu, uneori mă mir de ce m-ai ținut la tine. Numai uneori? Giulia! Giulia, ce faci? Giulia, nu ai o portare sportivă față de Parmor, să știi. Doctore Parmor, dacă ai obiecții, poți rupe logodna. Te rog să nu șovăi. Vrei chiar să rup logodna? Ei, stați, e absurd. Nu vă pripiți așa, era vina mea. Am supărat-o pe Miss Craven, am insultat-o. A dracului treabă, văd că super pe toată lumea ce-a fris. Dar cum ajungi să o insulți? Miss Craven, vă rog. Cu toată delicatețea, te rog să-mi spui sincer ce relații sunt între dumneata și Charles. Vă rog să-l întrebați pe el. Mărturisesc. Sunt îndrăgostit de Miss Giulia Craven și am persecutat-o în zadar cu declarațiile mele. Ea mă disprețuiește. Vederea fericirii unui rival m-a îndemnat să-i spun cuvinte dure și m-a pus la locul meu. Așa mai înțeleg. Va să zic aseară, mă păcălei? Întreabă pe Giulia. E purul adevăr. Mă iubea și eu îl disprețuiesc profund. Giulia, nu-i frumos din partea ta. Niciun bărbat nu mai știe ce face când e învins în dragoste. Uite ce e, tinerilor. Acum 35 de ani, eu și cu Calverson iubeam aceeași femeie. El a fost alesul, eu i-am urat fericire de plină. Cum veți înfrunta voi acea situație, dragi? Zau, Dedin, ai un pic de tact. Tu ai fost nobil când ai renunțat la ea, la fel cum ai făcut o virtute din abstinență, cum Percy ți-a tăiat alcoolul. Dar Chartres, nu o să se apuce să facă virtuos un contul meu. L-am refuzat și pace. Dacă nu-i place, poate să... Pot suporta lovitura, nicio grijă. Pot suporta. Craven, te poți bizui pe mine. Pot suporta, eu pot să suport. Există cineva pe lume care să nu mă socotească bună de aruncat? Trebuie să stau mută privind cum doi bărbați se tocmesc pentru mine ca pentru o sclavă dintr-o... Odorul meu, eu nicio clipă nu te... Colonele, ai rănit-o în chip crud. Colonele... Daddy? Da. N-aveai de gând să mă rănești, nu-i așa? Nu, comoara mea, nu. Haidea, nu mai plânge. Ce lacrimi are, ce lacrimi, diamante. Ah, să te ajute Pronia, Parmor. Da, nu mă plânge, comoara. Iar plângi, feminină, mai ești Giulia. Silvia, știi că sora ta nu suportă asemenea vorbe. Ia seama, din Carverson cu Grace. Iar femeia aceea. Uite ce, Giulia. Buna creșterea unui om se verifică în cursul certurilor. La clubul acela ai declarat că nu ești o femeie feminină. Și nu mă supăr.
Dar dacă nu te vei purta ca un gentleman cu doamna Grace Stanfield, să știi că rup orice relație cu tine ca și cum ai fi fiul meu. Da, sigur, Daddy. Dar nu mai păzi! Acum nu zorbește tatăl, ci colonelul Craven. Ei, strângeți rândurile, inamicul a și sosit. Joe, parol, parol, spune-le și lor vestea, te rog, spune-le. Hai. Dați-mi voie să vă prezint viitoarea mea soție, Julia Craven. Bravo! Sincerele mele felicitări. Grace vă va felicita și ea, Miss Craven. Mulțumesc! Hey, Grace! Așadar, i-ai arătat că te poți lipsi de el. Acum retrag tot ce am spus. Vrei să ne strângem mâna? Julia, cred că ăsta e un sfârșit fericit cu domnii și stăpânii noștri. Ți-a dat într-adevăr cu piciorul mânat. Bănuiesc că tot tu ai tras forile. Și acum, Palmar, surpriza. Și Chartres este logodit cu Grace. Doar dacă doamna Trenfield s-a răzgândit. Nu, sper că vom rămâne prieteni foarte buni. Dar nimic nu mă poate îndemna să mă mărit cu dumneata. Oh, bietul Leonard. Oh, uite, asta e soarta fatală a seducătorului. Nu tu viață casnică, nu tu gura sobii. Adio, nicio trasă. Absolut nimic pe gustul lui Cartwright. Legea mea, nu se cade să glumești pe socoteală un asemenea lucru, Chartres. Nu glumi. Nu gândește-te, colonele, vederea fericirii unui rival? Chartres, datoria ta e limpede. Am dreptate, Joe. Sigur, sigur că ai, Dan. Du-te imediat și felicită-o pe Julia. Cu zâmbetul pe buze. Da, colonele, da. Colonele, nicio tresărire nu va trăda zbuciul. Stai puțin. Julia Chartres, da, îți va ora și el cele cuvenite. Da, da, ia seama, Leonard, te pocnește, o cunosc eu. La război, ca la război. Julia, să fii fericită așa cum meriți. Ai dreptate, sunt o femeie care nu prețuiește nimic. Vai de mine, dar de ce, Julia? Fiindcă n-am destul curaj ca să te ucid. Oh, nu, Julia, niciodată să nu faci un martir dintr-un seducător.